Astăzi, în incinta Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu, discuțiile aprinse dintre inspectorul general Petre Petre și directorii celor două instituții care au fost propuse pentru comasare se auzeau de la intrare. Lăsați-ne puțin, vă rog frumos. Nu filmați, nu... Care este subiectul scandalului? Nu e niciun scandal. Vi se pare că vreun scandal aici? Da. Comasarea Liceului Tehnologic și a Colegiului Viceamiral Ion Bălănescu se pare că are motive financiare reale, pentru că primăria nu mai are din ce plăti utilitățile, însă cadrul legal nu le va permite. Cadrele didactice sunt disperate că dacă se va întâmpla acest lucru, mulți dintre ei riscă să fie disponibilizați. Noi, școala care suntem defavorizați în această hotărâre, dacă se va lua de a se unifica cele două școli, vom fi defavorizați pentru că cheltuielile noastre sunt foarte mici, cu datele respective le-a prezentat doamna director. Suntem o școală care suntem incluse în proiect fare până în 2017 cu finanțare, monitorizare. Avem clase din ce în ce mai multe în fiecare an. În ultima ședință a primarului s-au expus motivele pentru care aceste două instituții trebuie comasate, însă edilul a specificat că deciziile finale vor fi luate de inspectoratul școlar. Cadrele didactice ale celor două instituții sunt dispuse să-și caute dreptatea și să acționeze în instanță în cazul în care comasarea va fi materializată. Mi se pare o măsură luată, dacă se va lua. Acum să vedem ce hotărâre se va lua, pentru că și domnul jurist al inspectoratului spune că nu există cadru legal, deci noi avem toate documentele conform credeți? Învățământului. Profesorii celor două licee au mai declarat și că această comasare va veni doar în avantajul primăriei, care va economisi mai mulți bani, nu și în a lor, mai ales că riscă să piardă inclusiv proiectele europene pe care le au în derulare.